Săniță, sunt profesor la Facultatea de Construcții din Brașov. Sunt în același timp președintele Asociației Energia Inteligentă, o asociație înființată de urmă cu 8 ani de zile, care militează pentru protecția consumatorilor, în primul rând. De-a lungul timpului am făcut nenumărate demersuri asupra consumatorii de gaz, energie electrică și alte forme de energie din România să fie protejat. Suntem afiliați la diverse organisme internaționale în acest punct de vedere. În același timp, încercăm să arătăm și potențialele evoluții ale României, ale Europei, ale oamenilor în perspectiva de 2050, deoarece modificările care sunt programate sau sunt previzibile în momentul de față, sunt unele foarte ample și foarte un impact foarte mare la nivelul oamenilor. Din acest punct de vedere, am fost aleși de fonduri norvegene în cadrul unui proiect pe care l-am demarat, să încercăm să avem aceste discuții în comunități pentru a pregăti aceste evoluții viitoare în domeniul energetic. Am experiență de aproape 30 de ani în domeniul energiei. Sunt unul dintre cei mai vechi auditori energetici din România, atât pentru industrie, cât și pentru imobile, comunități. Am la activ câteva mii de auditori în România. Asta mă face să vorbesc din foarte multe ori, de foarte multe ori din perspectiva a multor lucruri care le-am văzut în teren. Lucrurile de foarte multe ori nu sunt atât de frumoase pe care le vedem noi în televizor sau le citim în cărți. Au de multe ori niște elemente foarte urâte, cum spune, dar asta e România și trebuie să mergem mai departe cu această România și nu cu cea pe care ne-am dorit, o ne-am imaginat sau am dorit efectiv. Ca să începem efectiv în acest curs, o să trebuiască să vă dau un element de GDPR, care înseamnă că dumneavoastră vă veți da acordul pentru ceea ce înseamnă toate pozele, filmările care se vor face, ați completat. Se vor face aici, am rugămintea să le completați. Dacă nu aveți pix, vă ofer și un pix, tocmai datorită faptului că aceasta este legislația și trebuie să o respectăm din această perspectivă. De asemenea, o să am un tabel pe care o să vi-l dau pentru a-l completa. GDPR-ul reprezintă o obligație legală care pleacă de la ideea că sunteți de acord să fim aici împreună și în același timp veți apărea în filmările pe care echipa de filmare le va face în momentul de față. Mulțumesc mult! De asemenea, pentru a putea să începem acest curs, aș dori să luăm în considerare câteva cunoștințe de ordin general pe care le aveți dumneavoastră despre ceea ce înseamnă eficiență energetică și tocmai de aceea am pregătit un chestionar în acest sens. O să vedeți că am nevoie de numele și prenumele dumneavoastră. Domiciliul, telefonul este pur facultativ, nu e obligatoriu. Vă rog să bifați prima căsuță care înseamnă faza înaintea începerii cursului și sunt câteva întrebări, 10 întrebări care, practic, dacă vreți, iau în considerare cât de mult cunoașteți la punctul de față despre energie și modul în care această energie este folosită în momentul de față în comuna dumneavoastră, la dumneavoastră acasă, în ceea ce înseamnă activitatea pe care o derulăm în domeniul energiei. De asemenea, o să vreau ca întâlnirile pe care le avem astăzi și mâine cu colega mea, dacă ar putea să fie unele interactive, de așa natură încât această întâlnire pe care o avem astăzi aici să fie una de real folos. Adică și pentru mine e un efort de a ajunge aici, vin de la 300 de km depărtare și ca tare mi-ar plăcea ca să fim cât se poate de eficienți în abordări.
de așa natură că trebuie să cheltuim acest timp cu folos și să nu ne găsim în situația doar de a bifa ca un tratat o sâmbătă pentru alte activități, așa cum se arată SME. Chestionarul nu are ca și scop să vă verifice cunoștințele, deci nu o să primiți o notă pe acest chestionar. Este pur și simplu un element, dacă vreți, de cultură generală, tehnică, în domeniul energiei și aș vrea să cunosc cât de la curent sunteți în ceea ce privește aceste aspecte foarte importante din viața noastră. Știți că, în general, energia electrică, gazele naturale sau ce înseamnă formele de energie într-o gospodărie, înseamnă undeva până la a cincea parte din cheltuielile pe care le are gospodărie, iarna poate să ajungă o treime din cheltuielile într-o gospodărie, ceea ce înseamnă că dacă gândim în mod corect și eficient, avem șansa să obținem mai mulți bani pentru alte, să spunem, lucruri care ne interesează mai mult, fie că vorbim de vacanță, fie că vorbim de mașini, fie că vorbim de orice altceva. Cursul pe care o să-l facem astăzi și ați primit această hărțuie, tratează 5 subiecte importante. Este vorba de creșterea eficienței energetice în clădiri. Deci o să discutăm de ceea ce înseamnă modul în care duce risipa de energie în clădiri și modul în care această risipă se poate transforma în niște venituri pe care le avem, sau niște lucruri de cheltuieli pe care le avem. Net Zero CO2 este un concept care a apărut în viața noastră de aproape 4 ani de zile, puțin cunoscut, puțin apreciat, dar care din 2027, dacă legislația care este în momentul de față previzibilă a se aplica, înseamnă cheltuieli importante suplimentare în viața noastră de zi cu zi, fie datorită folosirii mașinii, fie datorită folosirii în continuare a combustibilor fosili pentru a ne încălzi, pentru a ne condiționa efectiv casele. Energia geotermală este un subiect care este atât mai important și interesant în această zonă de vest a României, unde există astfel de resurse și colega mea care o să vină astăzi un pic mai curios să vă povestească mai mult despre acest lucru, dar o să vă pun și-o la curent într-o, să spunem, prelegere de tehnologii mult mai noi decât cele despre care se vorbească colega mea. Sunt tehnologii încă puțin experimentate, sunt la început, în momentul de față, dar au niște avantajuri foarte, foarte mari. Despre securitatea energetică, și aici o să vreau să vorbim despre modul în care vă puteți apăra de a avea niște factori mari la energie și gaze naturale. Discutăm aici de modul în care se formează prețul astăzi la gaze și la energie electrică și cum vă puteți apăra în sensul în care să nu aveți niște prețuri foarte mari și mobilitatea urbană și interurbană, care practic face trimitere la ceea ce înseamnă alegerea unei mașini, la ceea ce înseamnă realitatea despre mașinile electrice, despre mașinile hibrid, despre mașinile pe combustibil, când e bine să alegeți o mașină, când nu e bine, când e rentabil, cum e rentabil. O să discutăm și despre casă. Cum e bine să-ți reabilitezi casa, nu e bine să-ți o reabilitezi, când îți cumperi casa, de ce să-ți ții seama. Toate acestea înseamnă, în final, cum poți, de fapt, să-ți faci o viață mai bună în viitor, în concordanță cu evoluțiile viitoare despre care discutăm în momentul de față. Spuneam că începând cu anul 2022, dată cu invazia Rusiei în Ucraina, de fapt asistăm la o remodelare la tot ceea ce înseamnă carta energetică mondială. Practic, în urmă cu 2 ani de zile, au început niște schimbări profunde la nivel mondial. Acestea ne-au afectat și pe noi undeva 2 ani de zile prin prețurile pe care le-am avut. Astăzi, de exemplu, dacă ne uităm la gaze naturale, prețurile sunt undeva 98% mai mari decât în urmă cu 3 ani de zile, să zicem, înainte de începerea începerii războiului. În ceea ce privește energia electrică, sunt undeva 40-50% mai mari. Iar această situație nu cred că va suferi modificări radicale în viitor. Trebuie să înțelegem că tot ceea ce înseamnă trecerea la noua formă de, la noile formă
forme de emergență vin în spate cu foarte, foarte, foarte multe miliarde. Deci există o estimare în care se spune că pentru România să trecem la tot ceea ce se discută, se prezintă foarte frumos, înseamnă undeva la 300 de miliarde de euro ca și cost investițional, ca și cost operațional spre care trebuie să ne întâlnim. 300 de miliarde de euro trebuie să ne imaginăm, o să-i plătim noi. Adică acești 300 de miliarde de euro, indiferent de unde vine, ca vin ca și formă de finanțare, în final se întorc în facturile noastre. E foarte important să înțelegem că dacă vrem să ne păstrăm actualul nivel de drag, care înseamnă să avem aceste posturi, e foarte important să facem și noi niște schimbări în activitățile noastre. Faptul că credem că doar dacă se schimbă altcineva, se schimbă anumite situații, acest lucru ne va da bunăstarea pe care am avut-o, cel puțin în ultimii 20 de ani, este o mare falsitate. Din păcate, la un moment dat, va trebui să stăm cu capul de grinda de sus și o să ne doare rău de tot, cât ne pregătim mai puțin pentru acest moment. În ceea ce privește sărăcia energetică, să spunem, clasică, așa cum este ea definită la nivelul Uniunii Europene, ea, din nou, România se prezintă sau prezintă niște cote foarte ridicate, pentru că foarte mulți oameni nu au capabilitatea să-și încălzească imobilele la niște temperaturi corecte, niște temperaturi care să le asigure un nivel de confort și de aici avem o foarte mare problemă. De ce? Pentru că lipsa unei temperaturi corecte într-un imobil înseamnă boli, înseamnă suferință, înseamnă oameni care își reduc capacitatea de muncă, înseamnă concedii multe de odihnă, înseamnă spitalizări, înseamnă foarte. Atunci când vorbim de lipsa sau de această sărăcie, de obicei ne gândim strict numai la bani, la venituri, salarii, modalitatea de plată, dar în fapt, în spate sunt mult, mult mai multe lucruri. O națiune cu cât este mai sărată, cu atât este mai bolnavă, cu atât este mai puțin pregătită pentru aceste elemente. Dar, să știți că sărăcia energetică în România nu este determinată de prețuri. Nu o să vă pun acum, pentru că timpul meu totul este limitat, dar un studiu pe care o să-l public probabil în 2 săptămâni, este un studiu care l-am finalizat săptămâna chiar săptămâna trecută și care prezintă modul în care a evoluat sărăcia energetică în ultimii 4 ani de zile, pe urmare a acestei rescrieri a Cărții Mondiale a Energiei. Statistica arată că chiar dacă la noi a scăzut sau a crescut prețul, numărul de oameni afectați de sărăcie nu s-a modificat substanțial. Adică faptul că mâine ar scădea la jumătate prețul, n-ar scădea la jumătate sărăcia energetică. Ar scădea cu un procent foarte mic. De ce? Pentru că nu prețul energiei electrice și a gazului natural este condiția principală care determină sărăcia energetică în România. Condiția principală care determină sărăcia energetică în România este ineficiență. Deci suntem niște foarte mari risipitori de energie. Majoritatea imobiliilor ne suntem pe primul loc în Europa la ineficiența energetică. Avem, practic, o risipă de energie pe locuință de 2,3 ori mai mare decât media europeană. Adică, dacă luăm o casă din România, o casă din Germania, să spunem, la același nivel de suprafață, material de construcție, temperatură exterioară, temperatură interioară, noi consumăm de 2,3 ori mai mult decât metrul pătrat din această casă din Germania. Germania mai sunt la modul general, media europeană ca și element. Asta înseamnă că, practic, indiferent cât de mult, și dacă am scădea prețul la 1 leu, să spunem, sau 0,1 lei, tot va rămâne o număr foarte mare de oameni care să se găsească în această categorie de sărăcie. A doua mare problemă sunt veniturile. Veniturile în România sunt extrem de mici, ne găsim pe locul 2 în Europa, după Bulgaria, sub aspectul veniturilor. Și atunci, când vorbim de sărăcie energetică, avem pe primul loc ineficiența energetică, despre care, în general, ne interesează foarte puțin. Suntem niște risipitori, din păcate. Și a doua problemă este problema legată de venituri. Suntem foarte, foarte săraci. Și atunci, de aici, derivă foarte mult. Repet, prețurile pot să le scazi până ce mult la nivelul costului. Sub costul nu te poți duce cu prețul, că nu mai cum să te duci mai departe.
Eu pot să vin astăzi să zic, domnule, prețul gazelor este, începând de la 1 aprilie, 80 de lei, 150 de lei, ca și preț de producție. Că e costul de producție. Foarte corect. Și mă duc cât? Păi mă duc până s-o terminat. În 3 ani de zile mai avem gazelor, nu o să mai fac nicio lucrare, nu o să am nici un ban. Și peste 3 ani de zile ce am făcut? Deci problema este să te uiți acolo unde risipești sau să te uiți acolo unde nu ai elementul de bază ca să te... Și de ce nu avem venituri? Primul și primul lucru pentru care nu avem venituri. Dacă ne uităm pe datele Eurostat, o să vedem că între 2000 și 2023, productivitatea resurselor în România, care reprezintă un element de eficiență, din tot ceea ce folosesc eu în România, gândesc ca și medie, per PIB sau pe persoană, noi în 24 de ani am rămas constant. Deci nici n-am crescut, dar nici n-am coborât. De ce am rămas constant? Tocmai datorită acestei efectivități, n-am crescut absolut deloc. Deci suntem la fel de proști productivi sau de rău productivi, cum eram acum 24 de ani. În Europa, productivitatea resurselor în medie a crescut de vreo 30 de ori. Deci de vreo 30 de ori. Noi ne-am rămas în 24 constant. Deci ca și când s-a blocat, s-a închis, s-a stopat orice acțiune. Și atunci, dacă nu avem productivitatea resurselor, nu să putem să avem niciodată niște venituri mari. Indiferent că ne furăm noi căciula cu împrumutul. Pentru că, de fapt, noi cam de 12 ani, noi trăim impresia și avem ceea ce înseamnă acest nivel de trai, dar tot împrumutul. Deci, pur și simplu, productivitatea noastră nu stă să duc în cap. Am rămas constant, dar pentru faptul că ne-am împrumutat și ne-am împrumutat și ne-am împrumutat și ne-am împrumutat. Nu poți, n-ai infinit să te împrumuți. E exact ca și caietul ăla de la țară cu băutura sau cu alimente. Merge când ne pune, vine, zic, bă, gata, nu mai. Du-te, du-te în altă parte. Și nu prea există altă parte, sau dacă există o altă parte, nu cred că ne prea place acea altă parte, care undeva mai la est, nu cred că ne prea place chestia aia. Deci, ca atare, dacă nu ne uităm la cauze, dacă nu mergem spre aceste cauze, nu vom rezolva niciodată probleme. Pentru că nouă de cele mai multe ori ne place să rezolvăm efectul. Efectul a fost lucru cu preț. De ce să lucrăm cu prețul? Pentru că dă bine. În momentul în care spui un om, domnule, ești ineficient, deja sunt niște chestii mult prea complexe, trebuie să gândești, trebuie să... Așa, domnule, ți-am scăzut prețul, uite, domnule, ce bun a fost X, Y, că mi-am scăzut prețul, dar de fapt, la fel de sărat, am rămas și în 2000, și în 2005, și în 2010, și în 2011, și în momentul de față, sunt exact la același nivel. Așa că date statistici. În rest, ne putem să spunem orice. Pot să vă povestesc orice. Atunci când ne uităm pe date, de fapt, este singurul element real pe care putem să-l vedem și pe care ne putem să ne bazăm atunci când vom schimba sau dacă dorim să schimbăm ceva din perspectiva asta. Ok. Știți că Europa se vorbește din 2010 de Green Deal. Ați auzit de acest termen, Green Deal. Sau Pactul Verde, dacă vreți în traducere, mi-am aminte că la un moment dat, într-un curs care l-am susținut undeva, am zis, domnule, vorbește și în românește, ok, Pactul Verde atunci, deși Green Deal este mult mai consacrat ca și termen, dar Pactul Verde, ați auzit de el, v-ați întâlnit undeva cu el? Da, ok. Ce-ar fi asta? Cum ați putea să definim, să definiți acest lucru? Adică stați jos, nu stați în picioare. Da, nu stați în picioare. Haideți mai în față și stați jos. Cum ați putea defini acest gridil? Așa simplu, în două cuvinte. Sau dacă vreți să-l definiți, că mi se pare prea complicat, de ce? E bun sau rău? Hai să o luăm așa. Da, deci le cuprind acestea. Dar hai să o luăm așa, mai simplu. E bun sau rău? Este bun. Ok. Deci, văd că direct au făcut că este bun. Păi, este bun, dar suntem pregătiți să... o prognoză a Băncii Mondiale vorbește că în următoarele 25 de ani prețul la gaze naturale, pentru că cumva cine are de cel mai tare sunt gazele naturale. Gazele naturale reprezintă cam 90% din ceea ce înseamnă consumul de energie într-o casă medie în România, adică este principalul cost care ne apare pe energia într-o gospodărie. În conform Băncii Mondiale, o să crească prețul de 3 ori, adică cu 300%. Datorită și acestui gridin. E bun sau rău?
Sau dacă e bun, suntem deschiși să plătim acest cost. Avem de unde să plătim, mă refer la mine, nu neapărat la mine ca persoană particulară. Sau nu avem de unde să plătim această creștere de 3 ori. Bineînțeles că în momentul de față o factură la o casă, să spunem, e undeva către, la factura, vezi că e undeva către 10.000 de lei. Deci 7.000, 9.000, 10.000 de lei. Trebuie să vă gândiți că peste, să zice, 15 ani, o să plătiți 30.000 de lei. Doar pentru factura de gaz. Datorită sau și datorită grindilor. Mai vreți grindilor? Da. Deci există un da. Și întotdeauna orice abordare are față neagră și o față albă pe linia asta. Da. Deci răspunsul poate să fie da. Dacă mi-am scădea de la 2,3 de eficiență la 1, unde am rămas? Dar nu am rămas aici. Deci da-ul are într-adevăr o conotație. Dacă și acționez în direcția acestui da. Dacă zic doar vreau Green Deal, dar vorba română. Dom'le, să schimbăm tot, dar să nu se schimbe nimic. Atunci, nu o să ne fie deloc bine dacă mergem mai departe cu acest lucru. Bun, dar de ce credeți că a apărut acest lucru? De ce cineva a venit cu această idee de a lansa un grindil la nivelul Europei? Știți că Europa este vârful de lance din acest punct de vedere. Aici există o statistică în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, pentru că dacă ne uităm la politica Uniunii Europene, vedem că principala direcție sau principala situație, domnule, vreau să facem gândiri pentru a deveni continentul în care nu mai sunt emisii de dioxid de carbon. E o direcție prezentată în europeană, iar ceea ce vedeți aici, micuț acolo din spate, cam unde se găsește Europa și dacă nu vedeți, vă arăt eu, deci Europa se găsește undeva aici, pe locul 4, după China, după India, după Statele Unite ale Americii, deci undeva pe locul 4, sub aspectul emisiilor de dioxid de carbon. Deci nu este nici, pe departe, cel mai mare acumulator al lumii. Și totuși a propus această variantă de a începe să vedem. De ce credeți că a făcut treaba aceasta? Protejarea din conjunctură, corect. Adică, ce vedem? Vedem niște schimbări climatice, nu? Mă uitam azi dimineață, mi-am apărut pe Facebook, când am trezit, mi-am apărut pe Facebook cu reamintirea de economie, acum 5 ani de zile, exact în momentul de față, eram într-o zonă cam de aceeași altitudine ca și Timișoara și era zăpadă de 40 de centimetri, mă dădeam schimburile în acea zonă. Astăzi vedem că merge tricou aproape în februarie prin oraș. De schimbările climatice care nu le putem contesta, ele există. Vedem probleme legate de precipitații, fie că vorbim de ploaie, fie că vorbim de zăpadă. Vedem probleme legate de secetă. Acum 3 zile s-a dat publicități un raport privind seceta în Europa. Practic, România, în 15 ani, și-a pierdut 25% din teritoriul din perspectiva evoluției aridizării în zonă. Adică, pur și simplu, se vorbește de sud-estul României, se vorbește de Moldova, ca niște zone care în 70 de ani, 80 de ani, vor deveni aride complet. Adică, lucrurile astea sunt certe, nu sunt doar niște elemente care, nu știu, niște sperietori așa de copii. Dar totuși, doar Europa, vedem că reprezintă o mică parte. China nu face mai nimic, deși și-o mai schimbat de vreo 2 ani de zile poziția, India nu face nimic, SUA face de asemenea foarte bine. De ce credeți totuși că Europa s-a bătut să lanseze acest gândit? Ce credeți? Care e motivul? Ok, vrem să fim verzi, dar vrem să fim verzi, vom plăti de 3 ori mai mult. E suficient să plătim de 3 ori mai mult doar ca să fim verzi? Cred că nu. Și atunci, totuși, care este motivul? Păi motivul, o să încerc să vă spun eu, în sensul în care el nu îl veți regăsi în pozițiile oficiale, pentru că n-ar putea, în oficial, să spună treaba asta. Europa, în primul rând, are o dependență de 92% din resursele de gaze naturale.
natural. Deci nu există resurse de gaz natural în Europa, ele vin din alte 92% dependențe. La nivelul țițeiului, dependența e de 87%. La nivelul cărbunelui e undeva la 60%. La nivelul uraniului la 80%. Deci Europa este dependentă în proporție de peste 70% de resursele din altă parte. Ce înseamnă când ești dependent de cineva? Ești la chiere cuiva. Asta înseamnă că oricând cineva îi se pune pat, așa cum se spune, poate să facă ce vrea cu tine. Ok, care sunt alternativele Europei? Păi nu prea sunt alternative. Pentru că probabilitatea să mai găsească gaz, țiței, uraniu în Europa este una limitată. Deci rămâne această dependență forever. Cum poți să scapi de această dependență? Sau cel puțin să o atenuezi, pentru că scăpar n-ai cum să scapi. Dar cum poți să o atenuezi? Păi, în 1956, un geolog american pe nume Hubert a venit și a făcut această curbă. Se numește curba epuizării resurselor. Datorită faptului că a publicat această teorie în 1956, a fost dat afară din Societatea Americană a Geologilor, de la geolog la bază, și până după prima criză mondială a fost pus la zid, poate mai zâmești nebun. Ce a zis Hubert atunci? Adică orice resursă se descoperă, începe să fie cunoscută, crește, atinge un maxim, intră în declin și moare, dispare. O chestie absolut simplă, naturală, era matematizată pe curba pe care o vedeți. Lumea zice, lumea ești nebun, că au dat afară până a apărut prima criză din 1973 și a zis, opa, hai înapoi că ce ai zis tu atunci are logic, are sens. Mă rog, din urmă am murit după 3 ani de zile și toată viața mi-a rămas în această pat. Ceea ce vedem în stânga, vedem epuizarea diverselor forme de energie. Deci ce a zis Hubert, de fapt, omenirea a trecut la un moment dat prin faza cu lemnele, a trecut prin faza cu cărbunele, este pe cale să treacă faza cu petrolul, se atinge un maxim după care începe să dispară. Iar în dreapta vedeți curba producției și consumului de gaze naturale. Deci vedem că undeva prin 1940 s-ar atinge acest vârf de producție. Pentru țiței există datele Agenției Internaționale de Energie, care vorbește din 1928. În 1928 se va atinge vârful de țiței. Există un alt studiu care vorbește despre 32. Ce se întâmplă când se atinge vârful pentru absolut orice tip de resursă? Dacă vreți, nu doar pentru țiței sau gaze este aplicabilă treaba asta. Atunci când se atinge vârful, după sau în momentul imediat următor, în primul și în primul apară decalajul între cerere și ofertă. Oferta fiind mai mică, cererea fiind mai mare, ce începe să crească? Prețul. Dacă crește prețul, ce apare pe linia asta mai departe? Păi se scumpesc absolut toate. Dar apare o chestie și mai grav. Apare dezordinea socială, apare prăbușirea burselor, apar probleme de natură economică, apar falimente, apar multe probleme de natură geopolitică și, într-un final, apar războaie. Cumva, toate aceste semne, noi le avem în momentul de față. Că vrem să le vedem sau vrem să le vedem, este partea a doua. Dar ele există și ele sunt coroborate cu ceea ce vă zic. Cum poți, atunci, tu, Europa, care ai 70% dependență de alții, să faci ceva? Cum poți? Să vii cu un program de gen Green Deal, care, așa cum am profesor, sunt două chestii odată. Păi să-mi reduc la maxim risipa, pierderile. Deci să-mi reduc la maxim această risipă și pierderile. Și a doua problemă, să vin cu ceva care să-mi întârzie picul acela. Nu cred că în următorii 25 de ani omenirea sau comunitățile sau Europa e pregătită să treacă pe energie verde 100%. Nu cred și vorbesc matematic. Neapărat că așa mă gândesc eu. Vorbesc din punct de matematic. Dar știu că pot să mut picul ăla cât mai departe. Adică de la 2028 pentru petrol sau de la 2040 pentru gaze să-l duc către 2050-2060. De ce? Pentru că aș avea timp să mă gândesc la noi tehnologii, aș avea timp să aplic noi programe, aș avea timp care, dacă nu o să-l fac, din păcate o să mă compleșească problemele sociale. Și nu o să mai am timp să îmi pregătesc de toate aceste lucruri. Dar, până la urmă, indiferent ce spun eu, indiferent ce dorește să facă Uniunea Europeană,
Lucrurile acestea le fac oameni. Adică, ok, un guvern, un primar, un președinte Consiliului Județean, poate să pună niște politici. Dar cei care trebuie să aplice, efectiv, sunt tot oameni. Oamenii sunt cei care, de fapt, astăzi, la nivelul României și la nivelul Europei, sunt cei mai mari consumatori de energie. Deci, dacă luăm ponderea consumului rezidențial, la nivel european și la nivel național, consumul rezidențial, adică oamenii au cel mai mare consum, mult mai mare decât industria, mult mai mare decât energia, mă refer la celălalt sector, mult mai mare decât transportul, agricultură, orice altceva. Deci, ei sunt primii care trebuie să acționeze. Dacă ei nu acționează, pe celelalte sectoare am deja mult mai puțin. De ce? Pentru că prima criză energetică, numește 73 Charles, a adus o restructurare destul de puternică a eficienței în zona industrială. Și foarte multe industrii au investit foarte mult și au redus foarte mult consum de energie. A venit după aceea energia. Deci undeva crizele din 2008 au adus multă eficiență sau creșterea eficienței energetice în zona industrie, în zona energetică. Inclusiv în agricultură s-au făcut pași importanți în ceea ce privește creșterea eficienței energetice. Și atunci, cumva, celelalte sectoare am cam atins ceea ce se putea face. Unde e astăzi foarte important să lucreze este în sectorul rezidențial. Dar atât timp cât nu există o comunitate care să acționeze în mod concret, probabilitatea să atingem acest deziderat este foarte mică și, în același timp, probabilitatea ca să se întâmple, într-adevăr, ceva bun din acest green va fi, din nou, foarte mică, pentru că, din păcate, fără implicarea omului, fără implicarea comunităților, nu vom atinge un anumit nivel care să ne permită mutarea acelei curbe de consum. Și dacă nu vom atinge singurul gust care ne va rămâne foarte amar, vor fi creșterile de prețuri pentru niște programe eșuate. Gândiți-vă că fiecare investiție care se face astăzi, nu se trebuie, sau lucrurile nu se trebuie atât când ales la investiții. Am făcut o investiție, iar după aceea se mai aducă costuri, se mai aducă reparații, se mai aducă costuri de reparații capital și așa mai departe. Deci, dintr-o perspectivă, e mai bine să nu faci o autostradă proastă decât să o faci una proastă. Bine, ideal e să faci una bună, dar decât să faci una proastă și care după aceea să bagi în continuu bani și să bagi în continuu bani, alegerea, vorbesc din punct de vedere tehnico-economic, e mai bine să nu faci pe chestia asta. Măcar rămâi pe niște drumuri proaste, dar rămâi cu niște bani în buzunar. Și așa rămâi și cu banii dați și cu o autostradă prost făcută. Gândiți-vă că noi am avut în România următorul fenomen. Undeva în anii 90 până prin 2004-2005, mă rog, asta în funcție de diverse regiuni, lumea a fost nemulțumită de sistemul de termofical. Doamne, aștia nu ne dau parametri, nu sunt corespunzători, au crescut prețurile și ce-au făcut? Păi, au tăiat rând pe rând țevile și fiecare și-a pus câte ceva. Mă rog, majoritatea și-au pus atunci în prima fază, dacă ne uităm undeva în 1998, conventual, ventiloconventual. Și-au spart pereții, s-au dus la bancă, au luat bani, s-au împrumutat și-au pus ventiloconventual. După un an, doi, și-au dat să mă, dar e bine că am căldură în casă, dar trebuie să mă și spăl. Ok, ce dracu fac? I-a prostit, ghilimele de rigoare. Unii și alții și-au zis, dar ne punem boilerele electrice. Când au venit primele două, trei facturi, au zis că nu-i pun boilerele electric, hai să aruncăm boilerul și pentru lucrurile pe care am cheltuit o grămadă de bani. Am luat bani de la bancă, am luat împrumut, ne-am tras de la gură ca să facem toate aceste investiții. În 2 ani de zile am aruncat, fără să fie amortizat, în mod normal, anunciul cumpăr atunci când e amortizat, atât din punct de vedere economic și tehnic. Și ne-am apucat să ce? Să punem centrale termice. Și, din nou, ne-am împrumutat, ne-am făcut proiecte, am dat bani, listinde, pe rețele, branșamente, instalații de utilizare. Calorifere am pus centrale electrice. Doamne, ce frumos! Excelent, extraordinar. Dar s-a scumpit gazul. S-a scumpit gazul, cu poate, dar nu e în regulă că s-a scumpit gazul. Păi și va veni cineva cu o idee undeva prin anii 2004, 2005, 2006, unde puneți geamul termopan, de ce? Pentru că geamurile sunt elementele de construcții cu cele mai mari pierderi energetice. Și oamenii s-au apucat și au spart pereții și au pus geamul termopan. Și, într-adevăr, a scăzut factura la energie, dar ce l-a apărut? Hidrasia. Pentru că în momentul în care pun geam termopan spre deosebire de
geam clasic, nu mai există un schimb de aer între interior și exterior. Omul, prin activitățile sale și omul ca atare, creează umiditate. Umiditatea asta, dacă ea nu se elimină, nu se ventilează înspre exteriorul imobilului a clădirii, ea, la un moment dat, în anumite condiții de temperatură, determină dezvoltarea anumitor bacterii, virus, mucegat. Și au început prima dată colțurile, de ce? Pentru că acolo avem niște punți termici, adică avem o pierdere energetică mai mare. După ce au mai apărut, în general, zonele de între pătrundele a doi pereți, planșeu și așa mai departe, domnule, e bai, ce dracu face? Păi ne-am putut să izolăm. Și ne-am dus la bancă, ne-am luat bani, ne-am apucat și am izolat. Ok, ne-a dispărut izolația, ne-a dispărut igrasia, pentru că când apare igrasia? Apare în zona pereților foarte, foarte reci. Pereții, în momentul în care am izolat, nu mai ajunge temperatura de afară să învățească atât de mult pereții, să creeze condițiile apariției igrasiei. Ok, deci am rezolvat, să zicem, problema cu igrasia, dar ce am făcut noi în final? Deci odată, dacă ne uităm în timp, 20 de ani, tot timpul a rămas datori. Ne-am împrumutat să punem aia care n-am dus-o la pus și n-am amortizat. Iar ne-am împrumutat să punem USA pe electric, ne-am împrumutat să punem centrale, ne-am împrumutat să punem geamuri termopan, ne-am împrumutat. Și când tragem linie după 20 de ani de a fi efectiv în permanență datori, ce constatăm? Păi constatăm că dacă am fi făcut ceea ce trebuia să facem prima și prima dată și ceea ce trebuie să facem totdeauna, să reduci pierderile, absolut, în orice domeniu. Dacă am făcut treaba asta așa cum trebuia, nu trebuia să pun centrală de 35 de kW în apartament. Trebuia să pun doar centrală de 24, nu era suficient. Asta însemna că din stoc aveam jumătate de investiții. Nu dădeam atât de mulți bani la bancă pentru un aparat care astăzi nu-l mai folosesc, mai trebuie 35 de kW. Stă degeaba pe perdea, am aruncat efectiv bani. Păi și ce am mai făcut? Păi ne-am scumpit singur factura la gaz. De ce? Pentru că e un moment în care pun o centrală mult mai mare din punct de vedere al producerii de energie termică într-un apartament sau într-o casă, ea încălzește foarte rapid, nu fiind foarte mare, ne-am încălzit foarte rapid temperatura. Se oprește, pornește, se oprește, pornește, se oprește, pornește, se oprește, pornește, se oprește. În momentul în care o centrală termică, se merge și vreați o centrală de 28 sau 107 randament, din 107 nu există, asta e doar pentru proști, nu există așa ceva. Randamentul poate să fie decât maximul, nu există randamentul 107. Când iau o centrală cu randament de 98 ăsta e ca la mașină. E calculat pentru niște condiții normale de funcționare. Știți că și la mașină, când vedeți și cumpărat mașina, vă zice că, domnule, 5,3%. Și o luați și merge și merge la practic asta 7% consumă non-stop. Gata, dacă deschideți cartea, scrie că trebuie să fiți singur în mașină, că nu trebuie să depășiți așa, că trebuie să puneți frâne, că nu să nu știu ce. Adică sunt niște condiții aproape perfecte. La fel și centrala asta. Ea dacă ai dus un regim nominal și merge în regim nominal, are 98%. Dar dacă eu pornesc, opresc, 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 pe porțiunile de pornire și oprire are randamente de 30-40%. Eu dacă am o pornire și oprire în 24%, nu o să am 98%, o să am 97,1%. Dacă eu fac 2000 de porniri și opriri într-o zi, o să am 50%. Și atât cum mi-am scumpit și factura. Adică o abordare proastă în 20 de ani m-au făcut să fiu dator și după 20 de ani. M-au făcut să investesc mai mult decât ar fi trebuit și mai și plătesc în fiecare lună pentru prostia, mă rog, pentru lipsa de informații pentru care am făcut. De ce v-am zis treaba asta? Pentru că, de fapt, ar trebui să fie o mare lecție de învățat pentru români, pentru că românii au fost cei care suferă după această situație care s-a întâmplat, din păcate, aici în România. Ok, tot gândindu-ne în liniște, noi hai cu surse alternative. Bun, atunci când vorbești de surse alternative, trebuie să înțelegem că ele trebuie să aibă o anumită rentabilitate, pentru că degeaba mergi cuiva și spui, domnule, te puneți o pompă de căldură, cum s-a întâmplat aici, ceea ce e foarte bun. Dacă această pompă de căldură, din perspectiva cost de investiție plus costul pe energie electrică pentru a învălți spațiul acesta este superior față de o centrală pe gaze, păi vă asigur că 99% să-și pună centrală pe gaz, nu să-și pună pompe de căldură. Pentru că, până la urmă, elementul care ne ghidează în acțiunile noastre, elementul principal care ne ghidează, sunt tot bani.
ok, vrem să fim verzi, până la un anumit punct, dincolo de punctul ăla, ok, deci totul se termină. Fiecare are punctul ăsta mai strâns sau mai îndreaptă, dar totul are la un dat o limită din perspectiva. Și atunci, ca să vorbim de energie verde, trebuie să existe acest punct pe care să însemne un anumit preț, o anumită rentabilitate. Ultimii 10 ani de zile lucrurile s-au schimbat într-adevăr mult. De ce? Pentru că orice produs nou la început e scump. De ce este scump? Pentru că oamenii au luat credite, au cumpărat spații, au făcut fabrici, au cumpărat echipamente, utilaje și vor să le amortizeze. Trebuie să dea bani înapoi la bani. Și atunci produsul, în prima parte a vieții lui, este unul care are un preț ridicat. Pe măsură ce își acoperă, să zicem, aceste costuri care, mă rog, în comisie de amortizări, el începe să devine tot mai ieftin. E o chestiune foarte clară pentru orice tip de produs, inclusiv pentru produsele acestea de energie regenerabilă. Și asta s-a întâmplat. Practic, prețurile au scăzut foarte mult pentru că s-a ajuns ca elementele, costurile de început să fie, practic, amortizate, să fie închis. Și atunci au devenit tot mai mici și sunt în continuare tot mai mici. De exemplu, costul bateriilor într-un an de zile a crescut la jumătate. Mă rog, vorbesc de bateriile uzuale, nu neapărat de top. Costul cu panouri, în ultimii 3 ani de zile, s-au redus la jumătate. Costul cu invertoare s-au redus la jumătate în ultimii 3 ani de zile. Deci toate aceste elemente sunt niște elemente concrete care, efectiv, se întâmplă și care, practic, dau un anumit avânt acestor energii alternative. Și de aici au apărut, de exemplu, și prosumatorii, pe de fapt aici am pus să ajung la prosumatori. Sunteți careva dintre noastre prosumatori? Altcineva? Doriți să fiți? Ce știți despre consumator? În România, un consumator e un consumator care pur și simplu își produce o parte din energia electrică în momentul de față, deși există și posibilitatea să-și produce o parte din energia termică singur și o folosește în interior cu ajutorul echilibrării cu rețeaua. De fapt, între un consumator individual sau izolat și un prosumator, apare această diferență. Prosumatorul, practic, nu o să aibă o baterie și să-l bage energie, surplusul de energie electrică în baterie, o bagă în rețea. În rețea este consumată de vecini și de alte persoane și o primește înapoi atunci când nu are suficient soare și, practic, se echilibrează cu rețeaua. Acesta este termen. Dacă vrei să fii doar un consumator individual, te echilibrezi cu bateria ta. Adică când e surplus, îți bagi în baterie, când e deficit, îți consumi din baterie. Deci, prosumatorul a apărut în urmă cu vreo 40 de ani în America, atunci când bateria era foarte, foarte scumpă, și ca americanii să determine pe oameni să se miște în sensul ăsta, au inventat această funcțiune de injecție sau de stocare în rețea. Ulterior, ea a fost preluată, inclusiv în Europa, inclusiv în România, după foarte mulți ani și dă această posibilitate ca un consumator să-și injecteze nu în baterie surplusul de energie, ci în rețea și să consume tot de acolo atunci când există cerere și el nu are suficient soare sau suficient vânt. E bun? Consumatorul ăsta e ok? Ce părere aveți? E bine? Noi avem, conform datelor de acum 2 săptămâni, ANR-ului, avem 110.000 de prosumatori în România și o putere instalată de 1,4 GW, adică exact cât sunt cele 2 reactoare de la nuclear electrică, de la Cernavod. Deci asta sunt completate și tot conform datelor ANR-ului se așteaptă ca în următorul an să ajungem undeva la 200.000 de prosumatori, adică aproape să se dubleze numărul prosumatorilor, ceea ce înseamnă că vom atinge vreo 3.000 de megawatts, adică cam cât este toată energia hidro, sau aproape cât este toată energia hidro din România. Dar e bine sau e rău? Bun, hai să vă întreb pe cei care nu aveți, nu sunteți prosumatori. Vă simțiți confortabil? Nu știu, vecinii, prietenii, cunoscuții, ceilalți sunt prosumatori sau nu vă simțiți confortabil? Ce credeți? Vă afectează într-un fel sau altul faptul că noi avem 110.000 de prosumatori astăzi? Unde vă afectează? Cât sunt mai puțini prosumatori? Cât sunt mai puțini prosumatori? Ceilalți?
celălalt o să plătească mai mult. Deci cu cât sunt mai puțin prosumator, celălalt o să plătească mai mult, nu? Deci cu cât sunt mai puțin prosumatori, celălalt o să plătească mai puțin.
Și atunci, practic, cu cât vom avea mai mulți prosumatori, în condițiile legii, deci ideea de prosumator era foarte bună. Modul în care este aplicat în România, din păcate, e foarte prost. Pentru că nu se ține seama de aceste rânduri, dacă ți l-am dădut cu 0,5 de seară, nu-ți mai dau un kilowatt, îți dau doar a 5-a parte, kilowatt, asta e prețul. Nu că vreau eu, asta e realitatea. Deci, văd, nu e o chestie că vreau eu să-mi dau bine sau nu vreau să-mi dau bine. Asta e realitatea, cifre. Ce înseamnă primul și primul lucru într-o comunitate? Ca să nu-mi deranjez vecinii, adică să nu-mi deranjez pe celălalt care consumă. Ori eu, prin sistemul ăsta, îmi deranjez din bac niște costuri. În plus, în fapt, cred că, de fapt, sunt costuri mele. Prosumatorii, de exemplu, în România, dacă ar avea astăzi obligația să îngenieze în baterii, pentru că acum 40 de ani, da, poate erau foarte scumpe. Eu, de exemplu, am construit o casă pasivă în urmă cu vreo 16 ani, când am renunțat să pune și casa e pasivă completă, că se încălzește din pământ, folosește aerul, deci tot ce se poate face, cuțuri de alea din acoperiș vegetal, deci tot ce se poate imagina. Dar, deși am avut ca intenție să o fac 100% independentă, am renunțat în ultima fază. Pentru că mă costau atunci bateriile și panourile fotovoltaice cam undeva la 1,5 mă costa toată casa. Deci doar asta. Și atunci am zis, bă, ok, verde-verde, dar până aici. Și altă vreme m-am dus și m-am raportat din perspectiva energiei electrice la rețea. Astăzi, te costă 3.000, 4.000, 5.000 de euro cu tot, cu baterii, cu tot invertor. Adică o scădere de vreo 50 de ori față de acum 16. Deci eu am venit și am aplicat, astăzi un concept, dar extraordinar de bun, acum 16 ani. Era foarte bun, dacă vă puneam atunci cu asta. Acum nu mai are nicio relevanță. A doua problemă puternică pe care am. Vin și fac aceste, alocarea de fonduri, de la fonduri de mediu, de tip păcănele. Pentru că ce face cineva ca să câștige, tot pe fondrează, pe femeie, pe afemează. Deci ce face cineva ca să câștige la fondul de mediu? Fondul de mediu ce domne, voi de la ora 10, deschide, v-ați scris pe o listă și cine dă mai repede, ca la păcănele. Adică dacă dai mai repede, ok, câștigi. Dacă nu dai destul de repede din mână, nu câștigi. Acolo ce făcut de mediu acasă? Da, aproape totul e așa, într-adevăr. Mai sunt și situații în care te duci cu dosarul și stai și stai și stai și după luni de zile începe că s-o gătat în bani. Deci mai sunt și astfel de situații. Era o fac acum vreo un an de zile eram, am fost invitat să țin o prelegere undeva și în fața unor tineri, la un sal, sută de tineri. Și ne-am vorbit despre mașinile electrice. Foarte fain chiar de invitat asta să vedeți analiză reală mașini electrice, mașini hibride și mașini de benzină. Și la final, în fine, cine vrea să mă întrebă, ok, să ridic un timp. Și zicea, ok, bun, dar ziceți ce mașină conduceți? Adică, teorie, teorie, de fapt, era pentru că era o analiză de cifre, dar ce mașină conduceți? Și îmi zic că sunt o Toyota care, în fine, consumă, nu știu, 12 litri la sută, 10 litri, de fapt. Chiar dacă vorbeam de mașini electrice, le-am demonstrat că mașinile electrice nu sunt bune pentru orice. Bune pentru unele chestii, nu sunt bune pentru alte chestii. Dar oricum, eram cu mașină mare consumatoare de energie. Eu am luat-o primul și primul pentru că sunt unul dintre cei trei experți în Ministerul Justiției și trebuie să mă petere. Trebuie la sonde, trebuie prin pădure, trebuie să mă și degeaba. Mă duc cu mașină electrică că nu mă mai întorc acolo. Pentru că pe jos. Și gata, mă rog, am avut o motivație mică. Deci am dat atenția voastră pentru această mașină. Trebuie să ne zici de mașină electrice și cum fi cu mașina asta. Și stau, ok, să vă zic cum am cumpărat eu, de fapt, mașina asta, dincolo de motivația asta legată de munca mea de zi cu zi. M-am găsit la fondul de mediu. Deci, la fondul de mediu am găsit o mașină scumpă ca dragul, dar, rog, asta era, în sens, mă duc să vorbesc cu oamenii despre resurse regenerabile, nu mă duc cu mașina pe mine, o mașină pe electric. Și m-am scris de dosare chestii, hârtii peste hârtii, inutile, multe de desus. Vopsi astea sunt inutile, de acolo. Dar trebuie să te duci să pierzi vremea, să-ți scoți tot felul de retrogărit pe acolo. Am depus într-un final dosarul, adică vă dați seama absurditatea. Deci eu trebuia să mă duc la fondul de mediu
să cer de la fondul mediu, că n-am dat la fondul de mediu ca să depun dosarul la fondul de mediu. Deci vă dați seama, absurditatea absolutului pe chestia asta. În fine, după o lună de zile, că trebuie în original, că nu merge oricum, în fine, am depus dosarul, da, m-a intrat în analiză. A stat 3 luni de zile în analiză, bineînțeles, eu prerezervase mașina, pentru că am zis, bă, ok, că nu vin banii, trebuie să iau mașina. Ăla m-a tot spus sunat, doamne, dar mai țin mașină, bă, am vădă rămâne, 2 săptămâni, hai încă o lună, hai încă... Ok, 3 luni de zile, am venit să fiu la fondul. Și ca tare m-am enervat și a doua zi mi-am cumpărat mașina de benzină, pentru că asta, asta e. Deci, din păcate, multe din lucrurile care trebuie să fie bine gândite, făcute, nu sunt așa cum și cu asta, cu păcănele. Și mai derivă o chestie. Am făcut o analiză, la un moment dat, cei care au câștigat la păcănele. Și acești 110.000, mă rog, nu toți sunt neapărat pe fondul de mediu, dar în acești 110.000 care au câștigat pe fondul de mediu. Culmea este că, în general, nivelul de salarizare al celor care au câștigat este peste media națională, deci peste salariul mediu al României. Adică sunt oameni care dintr-un salariu 2 sau 3 ori nu își puteau face singuri. Principalul scop, totuși, al unui astfel de program, în afară de primul an, deci primul an este un element de, hai să zicem, de PR, da, domnule, se poate face, cine nu știu. Principalul scop este o conotație socială foarte puternică. Păi eu, dacă fac chestia asta, ca să-i dau la care oricum are bani să-și facă, cel mai mare să facă tot programul ăsta. Mă rog, ce am să vă zic e această modalitate în care evoluează lucrurile în România și o chestiune foarte importantă legată de faptul că ceea ce vedeți graficul acesta este și un răspuns pe care probabil că l-ați mai auzit sau v-ați mai întâlnit cu el. Dom'le, cât de proști putem să fim noi, ca țară, să producem scump și să vindem ieftin? Probabil că ați auzit chestia asta. Graficul ăsta explică tot. Pentru că ne producem foarte mult, dacă ne uităm pe curba de producție care este cu malosul sau ori producem foarte mult, e foarte ieftin. Da, producem mult, dar producem mult, e foarte ieftin. Asta înseamnă că noi nu avem ce să facem cu ea. Deci, degeaba producem noi, pe timpul zilei, 10 gigawatts-oră, pentru noi megawatts-oră, pentru că nu vrea nimeni să cumpere pe noi. Nici ungurii nu vorbesc și ei au aceeași problemă, și bulgarii au aceeași problemă. Ok, vor ucrainii, dar așa nu-i dau bani. Moldovenii și ăștia vor da și ei mai greu cu banii. Deci nu vrea nimeni să cumpere. Dacă nu vrea, tu n-ai ce face, că deja o stochezi mai greu și trebuie să o dai pe 2 bani, dai efectiv pe 2 bani. Sunt momente care o dai cu 0 lei sau cum. Sunt chiar fost momentele în care le-ai plătit, domnule, să-ți iei energie. Și după aceea vine seara sau vine noaptea, când astea toate s-au oprit, noi nu mai avem, am închis acele capacități de care zicea colegul, păi și ce facem? Mergem și cumpărăm. De unde? Păi cumpărăm de la sârbă, special că ăștia. Băieți deștepți și-au pus hidrocentrale și au turbinele termice și fac magazinare de energie prin baraje la munte, le cumpără de 2 euro cel mai scump. Nu contează, cum zicea, nu contează pe produs, important cine vine. Trebuie să ai și flerul ăsta ca ceea ce gândești, omul, ceea ce investești, ceea ce dezvolți, să dezvolți în concordanță cu modalitatea de aplicare, a vinde, efectiv, această energie. Pentru că, dacă asta e, degeaba îi acuzăm astăzi, spune și proastă, dom'le, vindeți ieftin. Ce facem cu energia pe căsătură? Și discutăm un pic și de stocare. Există în momentul acesta diverse discuții, dar până acolo hai să vă zic un pic și despre chestia legată de dezvoltarea sistemelor de distribuție a genului termic. Până acolo ai spune de centrale pe gaz. Unde am pus centrale pe gaz, cei 20 de ani, cum s-au pus, ce s-au întâmplat cu ele. Și acum vedem că există această tendință, există anumite situații de interzicere a centralelor pe gaz. Vreau că ați auzit de treaba asta, ați avut și o întrebare. Ce ați răspuns la întrebare? Se vor interzice? Cât se vor interzice? E 27 de ani în care se vor interzice? Să începem cu întrebarea atunci.
Deci, în primul și primul, în momentul de față, nu mai există niciun act normativ, nici la nivelul Europei, nici la nivelul României, de interzicere a centralului pe gaz. Deci, asta e clar. Nu există niciun act normativ. Există, într-adevăr, niște discuții, există niște proiecte la nivel european și există niște țări care au făcut deja treaba aceasta. De exemplu, Danemarca din 2003, Danemarca, în momentul de față, cel mai mare producător de gaze din Europa. Deci, în fața noastră, noi suntem plăcutori. Deci, danezii din 2013, la gândirile noi, au interzis folosirea centralelor pe gaze. Din 2028, practic, vor ca să nu mai avem decât jumătate din vechile centrale pe gaze. Norvegienii, care sunt cei mai mari producători de gaze din Europa, din Uniunea Europeană, practic, nu au permis niciodată. Deci, în Norvegia, gazul nu intră în localitate, se oprește la poarta localității. Repet, sunt cei mai mari producători de gaze din Europa, în Europeană, top 10 la nivel mondial. Nu intră gazul, nu intră niciodată gazul în localitate. Deci gazul se oprea, a intrat în localitate, că acolo făceau energie termică în cogenerare și dădeau drumul mai departe. De ce în cogenerare? Pentru că ai randamente foarte mari, randamente mari, costuri mici pe unitate de producție, costuri mici la nivelul populației pentru agentul termic și pentru energie electrică. Olandezii din 2018 au interzis, francezii din 2022, austriecii anul trecut, nemții și-au propus anul ăsta să interzică, mă rog, Marea Britanie, Belgia, la eu am venit cu aceste propuneri la nivel de țară. Deci nu este o obligație, nu există o chestie de altă natură. De ce? Pentru că au considerat că e o modalitate de forța pe consumator să se orienteze către altceva. Dacă nu mai ai voie să mergi cu mașina electrică, trec, ai căruță, bicicletă, mergi pe jos și mașină electrică. Ok, mulți aștept și aia cu mașină electrică. La fel s-a întâmplat și aici și ca atare, asta e de-a rețin. În România nu există un astfel de act